Salut! Bine ai revenit! Mă bucur foarte mult că ești alături de mine astăzi. Și ca și răsplată, m-am gândit să te învăț cum să pregătești o supă foarte, foarte populară aici în Polonia. O supă care se numește zupa ogurkowa, adică o supă cu castraveți murați. Este o supă care merge de minune a doua zi după ce am fost la o petrecere sau am stat o noapte întreagă treci și dorim ceva care să ne aline așa puțin durerea. Legumele sunt foarte simple. Avem 5 legume principale. Avem cartofi de toate zilele, avem ceapă, morcovi, o rădăcină de jumate de rădăcină de pătrunjel, țelină verde, foarte aromată. Bineînțeles, castraveți murați. Bănuiesc că fiecare de acasă are castraveți murați undeva ascunși prin pivniță sau prin frigider și e timpul să-i folosim. Și ca să legăm împreună această supă și să dăm puțină viață acestor legume, vom avea nevoie și de o supă. Dacă vreți să țineți această rețetă strict vegetariană, folosiți o supă de legume. Eu azi am o supă de pui, spre exemplu. Și ca să o îngrășăm puțin, vom folosi puțină smântână, iar pentru pregătirea tuturor legumelor vom folosi puțin ulei și puțin unt, sare și piper. Și atât, nimic mai mult. Totul pare foarte simplu, deoarece totul este foarte simplu. Haideți să ne apucăm să gătim, că deja începe să-mi fie foame. Primul lucru pe care îl vom face este să ne pregătim legumele. Le vom curăța și apoi le vom tăia în cuburi de aceeași mărime. Cartofii vom măsa puțin mai mari, pentru că nu vrem să dispară în supa noastră, vrem să fie acolo, să dea o oarecare consistență, să-și păstreze și forma. Curățăm cartofii și, foarte important, îi spălăm acum. După ce tăiem în cubulețe, nu-i mai spălăm, deoarece avem nevoie de amidonul care se găsește în cartofi să ne ajute puțin pentru a îngroșa această supă. Un sfat din partea mea, în momentul în care pregătiți legumele și nu vreți să aveți o dezordine totală pe masa de lucru, vă recomand să aveți foarte aproape un bol simplu și în momentul în care ați terminat, de exemplu, să curățați ceva, puneți aici tot gunoiul. Și astfel veți avea un mediu de lucru curat și foarte bine organizat. Legumele pregătite, le tăiem în cuburi micuțe și imediat ne apucăm de supică. Morcovul e frumos, e pătrețos. Bun, suntem pregătiți. Legumele noastre sunt deja tăiate în cuburi. Uitați ce frumos arată. Aceleași cuburi, doar că cartofii i-am tăiat puțin mai mărișori. Hop. Acum, în oala noastră vom pune puțin ulei și o bucățică de unt. În momentul în care untul s-a topit, adăugăm toate legumele noastre. Țineți minte, este o supă și nu vrem să le prăjim, dar vrem să le dăm puțin gust înainte să punem și supa de oase, da? După cum vedeți, mi s-a absorbit tot untul, legumele încă sunt tari, ceea ce și caut. Și acum intră acolo supa noastră. Între timp, până când legumele noastre vor fierbe, ne vom ocupa de castraveți murați. Castraveții dăm prin răzătoare întregi. Avem bucățica de unt. Untul s-a topit și imediat punem și castraveții noștri murați. Un minut, două. Am verificat legumele, sunt fierte, așa că în acest moment vom tempera puțin smântâna. Și avem aici smântâna noastră. Vom lua puțină supă, o temperăm, amestecăm totul și acum, ușor, o răsturnăm peste mixul nostru aici. Îi dăm un mic clocot ca să incorporeze toată smântânica și acum, castraveții noștri aterizează în supă. Imediat punem și sucul nostru de la castraveți. Vom pune puțin piper, puțină sare, ultimul detaliu, puțin mărar proaspăt tăiat și presărat deasupra.
Supa este gata. E timpul să mâncăm puțin, că am muncit cu toții. Așa-i? Și luăm, bineînțeles. Luăm un polonic frumos de legume. Oh, vă spun că arată fenomenal. Puțin mărar proaspăt, bineînțeles. Și dragii mei, vă recomand din toată inima această supă. Este, dar în curând nu va mai fi, că o va mânca pe toată. Pentru astăzi am terminat. Te aștept și data viitoare și abia aștept să învățăm să gătim cât mai multe preparate cu specific polonez. Poftă bună sau smacznego pe poloneză!